Comunitatea bisericească ortodoxă română se înființează la Becheșceaba în anul 1820 cu 620 de suflete. Date despre prezența românilor avem de la anul 1744. Până în anul 1820, credincioșii aparțineau de parohia de Bichiș, respectiv cele din Chitigaz. Când se hotărăște construirea unei biserici. Biserica a fost ridicată pe vremea slujirii preotului Nicolae Osorhan, 1835-1876, și a episcopului Ștefan Ficiovici, cu ajutorul localnicilor și a parohiilor limitrofe. Sfințirea lăcașului a fost săvârșit de către episcopul de Arad Gerasim Rațiu, 1835-1850, de origine vlahă. Renoirea bisericii se face în anul 1878, când edificiul este acoperit cu țiglă și tablă. În 1889 s-a construit și o școală. Ultima renovare s-a făcut în 1977.